Așa, ce au distinși în entree. Atenție, se scrie cu 2 de E. Mozzarella bocconcini cu roșii cherry. Coșuleț umplut cu mus din ficat de pui. Cornet din pastramă de porc cu sos Dijon. Ruladă de cașcaval cu piper. Crep cu somon fumé și sos de hrean. Mini vol-au-vent umplut cu salată de ton și măsline de Sicilia, aspic de curcan cu legume, salami Milano, icre pe lime, asta da. Adică acele lime, cum probabil le spun ei, sunt lămâile verzi, încă o dată spun limaș în braziliană, în portugheza din Brazilia, nici de cum lime, dar așa se spune la noi la fițe, icre totuși pe feliuțele alea de lămâie verde. Interesant. Caspicum, 4 formagii și măsline. Măsline probabil aduse cu lopata și puse acolo. Cam asta ar fi în entree. După aia avem la capitolul din mare, folosit uneori de restaurantele italienești, că toate sunt italienești la noi, il duo somon chalău. Servit cu buchetieră de legume și sos cremos din lămâie, să nu fie sosul ăsta cremos altceva, unt și capere. Bun. Tradițional vine, că nu se putea, nu există nuntă a persoanelor de genul ăsta în România care să nu aibă sarmale cu mămăliguță. Românul, dacă nu mănâncă și la nuntă sarmale cu mămăliguță, nu-i sănătos. Cu foi de varză, cu foi de viță, cu ciorfi, cu bacon crocant, smântână și ardei iute, care sigur nu e iute, bufet rece românesc și berbecuț la proțap, servit cu murături, proaste probabil, și fine la grill, că și asta e obligatoriu la noi, nu faci un grătărel, nu ești sănătos, vită la cuptor cu sos de piper verde, cu garnitură de cartofi aromatizați cu ierburi italienești și ulei de fufe, de trufe, pardon, și ulei de trufe. În fine, după cum știți, Bianca a încercat să facă o afacere din această nuntă, să câștige 100.000 de euro pentru difuzarea ei la televizor. N-a plătit nimeni, sigur. Televiziunile au așteptat să mai scadă din preț. Coana, până la urmă, a redus la 70.000. Nimeni n-a acceptat, n-a zis nimic și, văzând că e presată de timp, până la urmă ar fi acceptat ca această nuntă să fie filmată pentru 10.000 de euro. Deci nimic, o fată ieftină, o femeie săracă venită din județul Hunedoara, un județ defavorizat, știți foarte bine istoria ei, a tot vrut să se sinucide, dar n-a băgat-o nimeni în seamă și până la urmă a ajuns cea mai mediatizată femeie din România, deși termenul de femeie, încă o dată spun, este pretențios folosit la ea, ea n-a fost niciodată așa ceva, este o lucrătură dintr-asta de prost gust, însă, sigur, pe undeva e meritul națiunii că a descoperit-o și că a făcut din ea aproape un sex simbol, da? Aproape că nu mai încapi de Bianca Drăgușanu, deși prostii și proaste suficiente erau. Da? O lungă listă, mai ales în ultimii ani, care a culminat cu această Moni Gabor tăvălită prin toate antreele, da? Prin toate sosurile, nu numai în presă, dar și în realitate. Uite că până la urmă n-a fost suficient și mai trebuia o bagaboantă dintre asta care să ne cucerească definitiv inimile. Așadar, o nuntă exact ca pentru tâmpiți, societatea plânge în stradă, toate problemele, că ajungem imediat la ele să vedeți ce comedie extraordinară a fost acest weekend și noi stăm să ne lase gura apă la măslinele din rulourile pe care le mănâncă Drăgușanu și cu slav. Acum, dacă aș fi la William Hill în Anglia, v-aș întreba cam pe la cât vedeți divorțul. Hai să mă gândesc un pic. Suntem practic la 1 octombrie, lăsați-o să o luăm așa rotund. Având în vedere și patul ăla ordinar, carpetele la care îi așteaptă noaptea nunții, le dau maximum un an. Maximum un an. Da? Anul pe vremea asta nu o să mai fie împreună, de altfel avem o informație cruntă și nu știu ce vor face prietenii mei de la Kamikaze, ci că s-ar fi despărțit. C'est certain, c'est sûr et certain. Marian Vanghelie de Oana Mizil, ei care ajunseseră la
nu știu câta sută scrisoare, că erau deja, ajungeau pe la sută, că n-am mai citit în ultima vreme, dar acolo s-au despărțit pentru un cont în bancă pe care ea l-avea, avea o datorie, de fapt, la bancă, peste 1 milion de euro, Oana Mizil, și evident, cum se întâmplă în cuplurile de borfași, cuplurile de oameni adevărați, vreau să spun, ei ar fi cerut lui, la un moment dat, să plătească suma respectivă, da? Ca în casino. Am tot pomenit-o, celebra scenă cu De Niro și cu Sharon Stone. Probabil că așa s-a întâmplat și între ei, ea văzând că ăsta îi face toate poftele și că îl poate păcăli cu orice, a cerut și pentru tine, Mariane, 1,5 milioane de euro. S-o fi enervat Marian Vanghelie și uite așa s-a dus marea poveste de dragoste. El s-ar fi întors acasă la Charlotte. Cum să stai, bă? Deci cum să ai o nevastă, sau mă rog, o concubină, că nu-i nici aia nevastă, să pare. Se o cheme Charlotte, așa, și tu să stai cu una pe care o cheamă Oana. Am se pare uluit.